Peste 2000 de vizitatori au fost prezenți ieri la muzeu pentru a marca Noaptea Muzeelor. Centrul Cultural Nichita Stănescu a transformat o zi obișnuită într-o sărbătoare la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin. Vizitatorii de toate vârstele, pe lângă exponatele de aici, s-au putut bucura și de un amplu concert. Preț de o zi, Muzeul Regiunii Porților de Fier a devenit kilometru zero al Severinului. Cu mii de vizitatori prezenți ieri la muzeu s-a creat o atmosferă de neuitat. Exponante aparte în secțiile din cadrul muzeului, dar și un ambient de bază. În Amfiteatrul Natural, Centrul Natural Nichita Stănescu a organizat un concert de muzică ușoară, clasică și tradițională. Este Noaptea Muzeelor. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? În fiecare zi e ziua muzeului sau a muzeelor. Noaptea Muzeelor este o dată în an, dar ne bucurăm că s-a creat acest eveniment, pentru că oamenii trebuie să guste din frumusețea muzeului și în timpul nopții. Putem spune că suntem foarte bucuroși să vedem că foarte mulți severineni și nu numai severineni, chiar am discutat cu câteva persoane din Suceava, ne-au trecut pragul astăzi și la această oră se poate observa că sunt destui vizitatori. Am creat o sărbătoare, am făcut din acest eveniment o sărbătoare prin parteneriat și cu Centrul Cultural Nichita Stănescu, care au venit și cu copii și au avut un concert și ne bucurăm de acest lucru. Constatăm că oamenii sunt mulțumiți de ceea ce au văzut la muzeu, mulți dintre ei l-au redescoperit, nu-l văzuseră până acum, au făcut o comparație cu ceea ce știau că e muzeul înainte, comparația e în favoarea formei actuale de organizare a expozițiilor permanente. Oamenii sunt încântați că avem un parc arheologic deosebit, eu zic că e unic, pentru că unicitatea lui o dau monumentele foarte importante, toate monumente de categoria A, dar și amenajarea peisagistică ne creează un cadru în care să ne simțim bine și vedem că fiecare om este încântat de ceea ce vede. Pleacă impresionați, copiii sunt foarte încântați, la planetariu au fost planificări, cred că dacă ar fi fost 10 nopți la rând nu am fi reușit să satisfacem, dar îi așteptăm în continuare la planetariu. Suntem mulțumiți să-i vedem pe ei că sunt mulțumiți și ne gândim foarte serios să mai creăm evenimente astfel încât oamenii să se bucure de tot ce avem aici. Cei peste 2000 de vizitatori, bunici, părinți și copii s-au bucurat de o zi frumoasă alături de muzeografii severineni. Da, deoarece este foarte educativ și este și distractiv pentru unii oameni. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Acvariul și zona cu animale. A plăcut cel mai mult? La pești și cu animalele. La planetariu ai fost? Da. Îmi place aici la muzeu, este foarte frumos, o să mai vin și altă dată. În toată țara au avut loc expoziții, proiecte și spectacole. Noaptea Muzeelor este una dintre cele mai apreciate mărci culturale și este organizată anual de Rețeaua Națională a Muzeelor din România.